În 2018, un mare teleevangelist adventist a venit în fața publicului adventist cu o decizie foarte clară, categorică și spunea el, bazată pe mai multe surse, dintre care una chiar viziuni de la Dumnezeu. Și anume că în martie 2018 se dă decretul duminical. Uh, nu s-a dat până acum. Și ca el au fost mulți și continuă să fie. Oameni care se simt atrași de acest aspect al timpului profetic, datelor, perioadelor de timp, ca să afle, să găsească o soluție, uh, să știe precis ei când are loc soliangerul al treilea, unii când are loc Marea Zia Ispășirii, alții care nu cred în Marea Zia Ispășirii când are loc revenirea lui Hristos. Foarte mare și mult interes legat de perioade profetice, de, cum spune Scriptura, de vremuri și soroace. Și noi am constatat în toată această lungă experiență că această zbatere nu este de niciun folos în de cursul evenimentelor, în special al vremii sfârșitului. Pentru că toate persoanele care se simt motivate să treacă de partea lui Dumnezeu, datorită faptului că știu precis că la anul o să se întâlnească cu făcătorul lor, acestea niciodată nu vor putea fi vindecate și schimbate, pentru că interesul lor de a veni alături de cauza lui Dumnezeu este unul egoist și interesat. Se tem să nu piară sau se tem să nu piardă o ocazie formidabilă de a trăi veșnic și în condiții excepționale. Și deoarece natura umană supusă acestei presiuni a emoțiilor și sentimentelor, care de cele mai multe ori ne motivează pe noi în ceea ce facem, este vulnerabilă la astfel de șocuri sunt foarte mulți oameni care profită de ocazie ca să creeze valuri, să atragă atenția, să devină importanți în clipa pe care o trăiesc. Și acesta este unul dintre cele mai serioase șocuri emoționale. Pe data X vine Domnul, pe data X are loc Marea Zia Ispășirii, pe data Y are loc încetarea sau sunetul trâmbiței a șaptea și sfârșitul tainei lui Dumnezeu. Și caută tot felul de soluții, de tehnici, de metode să socotească date profetice, perioade din Vechiul Testament, jubilee și așa mai departe. Astăzi vreau să ne aplicăm asupra unui pasaj foarte interesant din inspirație, pe care Domnul ni l-a plasat în podul palmei chiar de la începutul mișcării, când nu exista încă un popor al lui Dumnezeu numit Biserica Adventistă sau la Odiceea. În, în momentul în care pionierii începeau să înțeleagă câte ceva despre ce s-a întâmplat în 1844 și de ce ei au, au avut teribila dezamăgire de a nu vedea împlinindu-se profeția celor 2300 de și dimineți. Pentru că supărarea sau nemulțumirea lor a venit tot din ratarea unei date. Numai că data fusese corectă, dar evenimentul fusese interpretat greșit. Și astăzi îți propun să uh, citim acest pasaj, pentru că în el sunt idei foarte interesante legate de experiența noastră practică de astăzi și ce se întâmplă în acest popor cu privire la vremuri și sorace. Și pasajul se găsește în uh, Experiență și Viziune, pagina 75. Și sună așa. Domnul mi-a arătat că solia îngerului al treilea trebuie să înainteze, proclamată copiilor în ai Domnului, dar ea nu trebuie legată de timp. Foarte interesant. De ce nu trebuie legată de timp? De ce nu ne-a dat Dumnezeu o dată, un timp pentru comunicarea soliei îngerului al treilea? Ea spune aici că ea trebuie proclamată copiilor în ai Domnului. Și vreau să subliniem puțin această expresie. Ce înseamnă împrăștiați? De ce copiii Domnului sunt împrăștiați? În Babilon? În lumea întreagă, da. Peste tot, pe unde sunt ei. Pentru că ei nu sunt o comunitate, o grupare deja organizată și care au o doctrină. Ei mm. sunt unul colo, unul colo, un prăștiați în lume. Și ei trebuie să audă solia gerul al treilea. Domnul... Wow. <laughs> wow. Sună ciudat, da? De ce a spus însă așa copiilor? Ea putea să spună foarte mult, foarte frumos, uh, Sule Angelul al III-lea, trebuie comunicată bisericilor apostaziate. Da. Punct. Nu, nu. Nu trebuie comunitatea lor. Pentru că nu bisericile apostaziate și oamenii din lume și necredincioșii și ateii trebuie avertizați, ci poporul copiii lui Dumnezeu care trebuie să alcătuiască mireasa. Pentru că ceilalți vor fi avertizați prin demonstrația pe care Dumnezeu o face prin ei. Ei nu trebuie să știe, nu la ei trebuie să ajungă în al treilea. Ei vor avea o demonstrație concretă și practică sub ochii lor, așa cum poporul din vremea Domnului Hristos a avut o demonstrație concretă sub ochii lor despre ce înseamnă un om făcut părtași în natură divină. Sunt foarte mulți oameni care ascultă mesajele pe internet și spun că uh, mesajul ăsta n-ai cum să-l duci unui om din afară. Așa cum e? faci evangelizare cu un om din afară? Că rolul nostru ăsta ar fi trebuit să... Să fie să facem evangelizare. Că mesajul ăsta poți să-l dai doar unui adventist. Corect? cuiva n-ai cu să-i dai. Exact. Și de aceea ne și acuză că noi pescuim membrii exact. din popor. Nu, nu. Lupii noi din haine de oi. Nu, no, nu. No. Noi ducem solia îngerului al treilea, copiilor împrăștiați ai Domnului. Da. Copiilor împrăștiați ai Domnului. Nu. Această solie nu este pentru oamenii din lume. Nu este pentru cei care nu știu nimic de sanctuar, care nu știu nimic despre ziua ispășirii. Nu este pentru ei. Aceștia au timpul lor. Le sosește vremea. Când Domnul va face ceea ce a promis în Ezekiel 36, voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Atunci vor înțelege. Atunci ei vor face deosebirea cine este Bal și cine este Dumnezeul adevărat. Și cum spune și Pavel că prima dată neprihănie o primește iudeu și apoi grecul. Exact, exact. Deci acesta este motivul pentru care solia aceasta trebuie dusă ca să se formeze mirea sa. Copiii împrăștiați ai Domnului trebuie să afle adevărul acesta și să-l primească. Și apoi dânsa continuă. Am văzut că unii produceau o excitare nepotrivită, predicând date. Aici expresia o excitare nepotrivită este o, este o traducere a mea. Cuvântul ei, cuvântul folosit de ea, este uh, unii produceau o excitare falsă. Chiar asta este cuvântul falsă. Eu am folosit nepotrivită în sensul acesta, dar nu folosește la nimic. O excitare care nu are ceva bun în ea. Pentru că sunt și excitări justificate. Da? O bucurie mare pentru un anumit eveniment, pentru o anumită lucrare. De exemplu, o foarte mare excitare pentru Marea Zia Ispășirii. Da. Este justificată, este corectă, nu este falsă. Așteptarea aceasta va fi răsplătită, se va întâmpla. Dar ea spune că Predicarea datelor cu privire la uh, Solangelul al treilea și când se va întâmpla această mare zi a ispășirii sau revenirea lui Hristos pentru unii produce o excitare inutilă. Nu face decât să inflameze pe oameni și apoi, uh, după două săptămâni, se vor desufla ca un balon. Și după aceea vor avea nevoie, iar de un șoc de adrenalină, stați puțin că nu am greșit noi data. Uh, peste doi ani o să fie, nu, nu, nu e anul ăsta și oamenii iar se ambalează și așteaptă peste 2 ani și pe urmă, cum a fost cu fratele despre care vorbeam la început. Da. N-a venit evenimentul, dar nu și-a retractat greșeala. Nu a venit să spună regret fraților, v-am păcălit. Sau am fost și eu păcălit. Am fost mințit și eu și i-am crezut pe alții că el aducea argumente că așa ceva se va întâmpla și din studiile altor persoane și din viziunile unei surori, toți erau croiți că gata, am stabilit, Domnul ne-a dat lumină cu privire la Decretul Duminical. Și nu a fost deloc așa. Îmi aduc aminte și eu de acel eveniment, pentru că împreună cu familia, familia mea l-am urmărit și îmi aduc aminte ce trăire aveam personale, că... Uh, eram foarte speriat, uh, am zis că trebuie să mă mobilizez, că se apropie clipa pentru care am fost antrenat de când eram mic și uh, trebuie să las totul deoparte și a venit clipa respectivă, nu s-a întâmplat și am constatat că după aceea m-am desumflat ca un balon, cum ai spus, întorcându-mă la viața mea normală, poate chiar cu un dezinteres mai mare în revenire. Da, ea continuă așa. Deci, spune, am văzut că unii produceau o excitare nepotrivită predicând date, dar solia îngerului al treilea este mai puternică decât timpul. Am văzut că această solie stă pe propria ei temelie și nu are nevoie de date pentru a o sprijini. Ea va înainta cu putere, își va face lucrarea și va fi scurtată în neprihanire. Hai să luăm pe rând toate lucrurile astea. Da? Solia al III este mai puternică decât timpul. De ce este mai, în ce sens, ce vrea să spună este mai puternică decât timpul, adică de, decât perioade de profetice, în sensul acesta. În momentul când Domnul ne-a dat lumină prin Ezechiel cu privire la ce va face El când va fi simțit noi sub ochii oamenilor, voi scoate din voi inima de piatră, știi pasajul, nu-l mai repet. De ce n-a spus atunci, după ce a terminat descrierea aceasta, și se va întâmpla lucrul acesta peste 2500 de sări și dimineți. N-a spus. N-a spus. De ce n-a spus? Pentru că solia aceasta nu are nevoie de șocuri emoționale și de uh, imbolduri decizionale. Aveți data? Când se apropie? Haideți! Nu, Domnul a spus, vreau să fac lucrul ăsta începând de acum. Acum vreau să fac cu voia lucrul ăsta. Nu vreau să aștept în viitor. De ce mă împingeți în viitor? V-am trimis oameni permanenți să vă chem la Marea Zia Ispășirii în fiecare generație. În fiecare dimineață le-am trimis pe robii mei prorocii, spune Domnul. Da. Și n ați vrut să veniți. Invitația aceasta a voi fi simțit în voi sub ochii lor a fost oricând valabilă din partea lui Dumnezeu. Sau, ca să folosim expresiile noastre favorite, din punctul de vedere al guvernării divine, totul este gata, poftiți la nuntă, în orice generație. Nu am nevoie de alte evenimente, trăiri, lucruri excepționale în societatea voastră, în viața voastră. Nu mă interesează așa ceva, că nu puteți schimba nimic. Voi fără mine, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și această prelungire a timpului nu este decât în avantajul lui Satan în această controversă cu Dumnezeu, sfidând cerul și spunând, v-am demonstrat că și după demonstrația lui Hristos, făcută în fața întregului univers, oamenii tot de partea mea rămân? Uite, suntem aici. Lumea noastră merge foarte bine și o să meargă și mai bine. Avem măsuri excepționale de a rezolva problemele și climaterice și de populație. Ne descurcăm frumos. Stați departe voi. Asta au făcut. Deci, solia e valabilă prin ea însăși. Adică, astăzi, în viața unei generații de oameni, când ei înțeleg, voi fi simțit în voi sub ochii lor, și acceptă operațiunile legate de instalarea sistemului de operare divin în templul inimii, Dumnezeu este gata să răspundă. Nu depinde de o perioadă. Adică Dumnezeu nu zice așa, hai, să ne imaginăm lucrul ăsta. Astăzi, toată biserica adventistă înțelege solia îngerului al treilea, o primește cu bucurie Gata, Doamne, am venit la nuntă. Și Domnul zice, I'm sorry, peste 50 de ani se întâmplă. Atunci ce folos ceea ce facem? De, de ce mai trebuie să luăm decizia asta? Vedeți-vă de viață, trăiți-vă acolo, creșteți-vă copii. Nu, ea nu depinde de un timp. Ea nu depinde de date profetice. Ea depinde de decizia voastră de a veni sau nu veni la nuntă. Și Domnul imediat vă răspunde. Aceasta este realitatea pe care noi am constatat-o din istoria pe care am trăit-o. Ciudat că asupra noastră se resfrânge fric invers. Suntem nehotărâți, stăm, ne trăim viața și probabil dacă am fi avut o dată sau un timp, poate toată lumea s-ar fi mobilizat mai din timp, mm -hmm. mai bine. Da. Iar Domnul zice nu e nevoie de așa ceva. Pe mine mă interesează dacă voi iubiți neprihănirea și aducerea ei pe pământ, în condițiile date de mine. Vreau să scriu legea mea în mintea și inima voastră. Sunteți de acord sau nu? Restul nu contează. Nu contează când o fac sau... Lui Eremia, de asemenea, nu i-a dat niciodată când a spus, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Lui Maleach nu i-a spus niciodată, decât atât, deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Da. Apoi, am văzut că această solie stă pe propria ei temelie și nu are nevoie de date pentru a o sprijini. Care este temelia soliei îngerului al treilea? Făgăduința lui Dumnezeu, așa cum am făcut în omul Iisus Hristos, așa vreau să fac cu voi. Și aceasta este valoarea soliei. Cred că ții minte descrierea din Apocalips când vorbește despre trâmbița a șaptea. Când a sunat trâmbița a șaptea, S-a sfârșit taina lui Dumnezeu. Da. Care este taina lui Dumnezeu? De ce, de ce Dumnezeu are o taină? Pentru că taina nelegiuirii a ombrit lumina lui Dumnezeu și a aruncat-o în beznă în tenebre. Da? Ea ajunge la împlinire când pe planeta Pământ și în fața Universului Spectator se observă și se constată că Dumnezeu și-a atins scopul cu un grup de oameni. În sfârșit am reușit să fiu sfințit în voi sub ochii oamenilor la vedere, în public. Nu mai este ceva secret ținut pentru uh, birourile teologilor. Este un lucru vizibil, concret în fața tuturor. Hristos în voi nădejdea slavei. Exact. Asta este taina, taina lui Dumnezeu ținută ascunsă. A venit împlinirea ei într-un popor în care Dumnezeu a reușit să ți realizeze scopul său etern. De aceea solia aceasta stă pe propriile ei picioare și nu are nevoie de date profetice prin care să ne îmboldească, să ne pregătim, să fim gata că nu știu ce se întâmplă. Nu, noi astăzi trebuie să fim gata pentru revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată. Astăzi inima noastră trebuie să-i spună acest corp este locuința ta, Doamne. Am fost păcăliți să te alungăm de aici, ne-am născut goi, iar noi acum vrem să te întorci. Îți recunoaștem dreptul de proprietar al acestui corp. Și aceasta este platforma și situația care va permite Duhului Sfânt să vină. El este obligat să respecte poziția noastră de agent moral liber și nu va trece peste această decizie. Or poporul acesta de ce a fost jefuit sau prin ce a fost jefuit. I s-a furat exact această intenție a lui Dumnezeu acest Copeter deși el este la vedere în cea mai faimoasă carte a denominațiunii, Hristos Lumina Lumii. Da. Scopul etern al lui Dumnezeu a fost să locuiască în fiecare ființă creată, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. În Serafimul Luminos și Sfânt n-a mai putut să locuiască, a fost gonit. Satan a apăcărit o grămadă de colegi de-ai lui, dintre uh, ser, uh, Serafim, Heruvim și alte ranguri oficiale ale împărăției. O mulțime de îngeri au plecat cu el, au devenit locuințe goale, au păcălit planeta Pământ pe pionierii ei, pe, pe primii părinți, să treacă de partea lor. Aceștia au născut temple goale la, la rândul lor și pentru prima oară în istoria acestei rase, în omul Iisus Hristos, scopul etern al Lui Dumnezeu a fost realizat. Aceasta este soliangerul al treilea și are o temelie foarte puternică v-am demonstrat în omul Iisus Hristos că vreau să produc o nouă rasă, oameni născuți din nou, cum i-a spus lui Nicodim, și o voi face. Și acești oameni vor deveni părtași de natură divină și astfel se vor uni cu divinitatea. Este o nouă rasă pe planeta Pământ. Rasa aceea pe care a creat-o Dumnezeu prin Adam și Eva înainte de căderea lor. Și uh, cred că ți adus aminte când Pilat uh, a început judecarea lui Hristos, și în fața autorităților oficiale ale Națiunii erau acolo reprezentanții Sinedriului, Pilat a făcut o declarație despre care n-a ce spune, precis. Sau, mă rog, el a, el a crezut că știe ce spune, dar a spus mult mai mult decât intenționa sau credea el că știe. Iată omul. E singurul om, primul om real, adevărat, așa cum l-a conceput Dumnezeu. Noi suntem rebuturi. Noi toți suntem rebuturi, spunea Pilat. Iată omul. Chiar și Isus spunea despre el asta, fiul omului. Da. da. Asta este. Pentru prima oară, rasa umană, așa cum a conceput-o Dumnezeu. Oameni părtași natură divină. Oamenii în a căror inimă este scrisă legea. Și cuvintele Mântuitorului chiar asta erau explicit și public, pe care le avem și noi în Evanghelie. Legea ta este în fundul inimii mele. Adică exact acolo, în locul la tainic și secret de unde pornesc motivațiile. Da. Asta este temelia îngerului al treilea și a nu are nevoie de date profetice. Nu are nevoie de stimul și, și electroșocuri. Atenție că vine e, oamenii aceștia, eu sunt, cred că sunt sinceri, eu nu-i condamn, nu-i nu acuz de ceva. Ei sunt convinși că astfel poate, poate trezesc poporul ăsta din letargie, știi? Dacă le spunem că gata, am găsit o dată, poate se produce un reviriment, poate mai scot capul din, din bâlciul ăsta la odicean și se vor hotărî în sfârșit să fie ce trebuie să fie. Nu se va întâmpla așa. Poporul acesta nu va fi chemat la nuntă prin șocuri electrice, prin stimulente de astea, vezi că vine, vezi că se întâmplă, vezi că vine acum nu știu ce ne-am uitat permanent la conducători acestei lumi și la conducătorii bisericilor să vedem ceva care să ne trezească și să ne ducă la împlinirea misiunii. Și timpul a arătat că nu se întâmplă. Au fost și momente critice când planeta a fost la mare răscruce și nu s-a întâmplat nimic. Pentru că nu așa se pregătește un popor pentru Marea Zia Ispășirii. Și ultima propoziție Solia îngerul al treilea va înainta cu putere, își va face lucrarea și va fi scurtată în neprihanire. Vreau să discutăm puțin despre își va face lucrarea. Această solie nu va rămâne fără efect. Cum speră unii. Cum se roagă unii din acest popor. Și așteaptă să vadă împlinindu-se. Exact. Adică, a, o să treacă și valul ăsta, da, na, na. e apucat, și da, Ia apucat așa o văjeală, dar a, o să treacă, stați liniștiți. Nu, această solie își va face lucrare. Va pregăti un popor pentru Marea Zia Ispășirii pentru cei vii. Și noi constatăm astăzi că chiar lucrul ăsta se întâmplă. Și apoi, și mai interesant, și va fi scurtată în neprihănire. Adică ea ar fi foarte lungă, dar Domnul face ceva. Ce face? Intervine și o scurtează în neprihănire. Și eu m-am întrebat foarte, foarte des, cum vine asta? Ce înseamnă să o scurteze în neprihănire? De ce nu o scurtează în mânia sa? În, în, în pasiunea sa pentru a vedea împlinită făgăduința și promisiunea făcută poporului, în zelul Domnului pentru poporul său nimic din toate astea, scurtată în neprihănire, adică pe căile corecte, pe căile neprihănirii, asta înseamnă scurtată în neprihănire nu merge să intervenim pe alte căi față de căile neprihănirii adică Dumnezeu nu poate să folosească șmecherii târguieli fente ca să scurteze solii angelului al treilea și să o aducă la acoacere și în ce fel se poate scurta neprihănire? Că totuși este timpul ăsta de care fiecare om trebuie să fie convins, să înțeleagă, să accepte lucrarea. Convins în sensul acesta, dacă vine sau nu la nuntă. Da. Pentru că cei care au primit invitația nu au primit declarații teologice și apoi li s-a dat chestionare să verifice dacă cred ce trebuie. Nu, veniți la nuntă, asta e tot. Da. În, în mijlocul celor care vor forma mirasa lui Hristos sunt oameni foarte profunzi care înțeleg lucrurile și, și, le cercetează cu mare seriozitate, sunt oameni destul de superficiali care nu înțeleg foarte multe lucruri, sunt oameni care nu au avut niciodată posibilitatea să citească sau să învețe sau să acumuleze informații legate de aceste subiecte. Sunt veniți unii foarte de curând, în ceasul al 11, la cum da, se spune. Da, da. Dar nu va fi nicio diferență între ei, vor fi primiți la nuntă toți. Deci la capitolul ăsta nu e nevoie de un timp. Am înțeles. E nevoie de un timp ca fiecare din acest popor să spună un da sau un nu. Aici este timp. E nevoie de timp. Și de asta nu s-a putut face foarte scurt. Dar ea nu va fi lăsată la infinit să treneze după acest principiu. Se nasc alții și alții în biserica asta și trebuie să afle și ei. Hmm. Nu va fi lăsată în felul ăsta. Dumnezeu va interveni pe o cale. Dar interesant, însă nu spune aici că Dumnezeu o va scurta. Da. Ea va, fi scurtată. va fi scurtată. Nu ne spune cum, cine o scurt, va scurta, în ce fel o va scurta. Uh, și eu am anumite opinii despre această scurtare în neprihanire. Te rog, sunt curios. <laughs> Ea va fi scurtată chiar de oamenii care sunt chemați la nunt. Adică, ei vor spune așa, doamne, tu ai făcut în decursul timpului tot ce se putea face ca un popor, oricare ar fi el, începând cu prima biserică, cu biserica apostolică și până în timpul nostru, tu ți-ai făcut datoria. Ai făcut tot ce se putea ca oamenii aceștia să înțeleagă scopul său etern. Și totdeauna te-au refuzat. Nu mai este nicio soluție să mai așteptăm altceva. Totdeauna răspunsul societății sfinte a poporului tău va fi aceasta – cei mai mulți își vor bate joc, cei mai mulți o vor vorbi de rău, se vor uita cu aroganță la ea și la oamenii care o susțin. Nu este nicio soluție să așteptăm la infinit. Asta înseamnă că noi ne vom ruga și Dumnezeu va asculta rugăciunea noastră? Da. da. Wow. Da. Și nu numai atât. Că ea va fi scurtată în neprihănire. Adică nu merge ca Dumnezeu să zică a bun, gata, m-am hotărât, o facem acum pentru că mă rugați voi. Așa. A, nu, nu merge. Asta, asta e o șmecherie. Da. Nu. Uh, uh, se va folosi Biserica n-a reacționat cum trebuie și Dumnezeu nu poate să se amestece. Că sunt unii care n-au răspuns nici da, nici nu. Hmm. Și atunci, cum poate fi scurtată ea în neprihănire în situația asta în care Dumnezeu nu poate forțeze lucrurile, că iese din neprihănire, mireasa nu e matură și deci ce nuntă poți să faci cu ea, iar în popor sunt oameni care nu știu, okay. n-au auzit niciodată. Sau n-au înțeles ce vrem noi să spunem, sau solia care a ajuns la ei, sau alții. Și eu cred că scurtarea aceasta neprihănire va funcționa așa. Oamenii aceștia care au iubesc neprihănirea veșnică și vor să vadă adusă pe pământ și care înțeleg că ei au devenit sau urmează să devină prin nunta mielului o nouă rasă umană, versiunea 2.0, oameni părtași de natură divină, așa cum au fost ei creați de Dumnezeu, își vor asuma această realitate în viața personală și public, din ce în ce mai vizibil, convinși din ce în ce mai mult de Duhul lui Dumnezeu că este posibil și este dorința cerului ca în această generație Domnul să realizeze nunta mielului. Și viața lor și trăirea lor interioară și exterioară în sine și în societate începe din ce în ce mai mult să fie doar motivată de acest element. Eu am avut destul de multe discuții așa cu persoane care au avut pentru prima oară acces la solia asta și de bucurie mă sună. Câteva persoane spuneau, suntem ca, ca niște viței îngrași sărim de bucurie, spune Scriptura da, da, da. De, de solie asta. Și uh, cu toată inima răspundem uh, acestei intenții a lui Dumnezeu de a ne vindeca în felul acesta. Aceste persoane îmi spuneau lucrul ăsta, dintr-o dată a dispărut teama din viața mea dintr-o dată nu mai sunt motivată egoist de să fiu eu bine, să fiu eu mântuită, să fiu eu în cer. Da. Deodată mă interesează mai mult onoarea lui Dumnezeu decât interesul meu personal. Și eu îmi dau seama că exact această realitate multiplicată în viața copiilor lui Dumnezeu care au răspuns pozitiv invitației de nuntă va schimba valul în acest popor. Hmm. Și din ce în ce mai multe voci se aud știu concret lucrul ăsta în comunitățile noastre care încep să-L prezinte pe Dumnezeu în această ipostază. Dumnezeu este acela descris în capitolul 13 din 1 Corinteni Dragostea este așa, este așa, este așa, este așa. Și uh, oamenii încep să-și dea seama că uh, s-au închinat cu ei nu trebuie până acum. Și evident că și uh, reacțiile sunt uh, de multe ori violente dar oamenii cinstiți încep să-și pună întrebări și să observe în viața acestora că nu mai sunt motivați egoist de mântuirea lor. Și în acest mod, pe calea corectă, Dumnezeu va reuși să scurteze lucrarea aceasta a solingerului al treilea și să o aducă la împlinirea ei glorioasă. S-a sfârșit taina lui Dumnezeu. Aceasta este solia îngerului al VII-lea sau trâmbița a șaptea, și ea încheie această operațiune prin acest grup de oameni care răspund invitației lui Dumnezeu. De ce crezi că Domnul îi evaluează pe aceștia așa? Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Și ziua este asta, a mare zi Este aceea despre, de, descrisă de Deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. De ce sunt oamenii aceștia o comoară deosebită pentru Dumnezeu? Niște prăpădiți, niște amărâți, care, bun, au fost vindecați. Ce mare ispravă pentru guvernarea divină lucrul ăsta. O comoare deosebită, Vor fi pietrele unii lui împărătești. De ce a atâta importanță pe aceștia? Și răspunsul meu este pentru că ei au pus atâta suflet și inimă în această cauză încât au scurtat în neprihănire soliangerului al III Nu suntem degeaba numiți aur din ofir nu suntem degeaba numiți terebinții ai neprihănirii, un sad al Domnului care va sluji spre slava sa. Nu degeaba ne așează Dumnezeu în centrul Universului la sfârșitul Marii Controverse. Nu este așa un moft al Domnului. Hai că a suferit și voi ați fost chinuiți față de noi ăștia din împărăție care am dus-o bine și acum hai să vă facem și vouă un favor. Dumnezeu nu lucrează așa, nu face așa. El știe precis că acești oameni recuperați din furnalul marii controverse sunt oameni de caracter și de cuotărie nezdruncinată nici de amenințarea cu moartea veșnică. Ei nu se mai tem pentru viața lor. Nu se, nu se tem de moartea a doua. Ei o sfidează în față și îi spun de dragul neprihănirii veșnice preferăm să murim de moartea a doua. Oameni cu acest caracter, cu această atitudine îl vor onora pe Dumnezeu în această ultimă lucrare și vor declanșa evenimentele finale pe care poporul acesta le anticipează de atât de mult timp. Fără astfel de oameni nu se poate încheia lucrarea lui Dumnezeu cu oportuniști, cu fripturiști, cu nepotisme și astfel de chestii legate de natura noastră păcătoasă, despărțită de Dumnezeu, care are nevoie de stimulente și șuturi de astea emoționale ca să-și ducă viața de la o zi la alta. Nu e nevoie de astfel de oameni. Mie personal, sincer, mi-a fost foarte greu să înțeleg la început conceptul acesta de a renunța la mântuirea personală. mi duc aminte prin altă când am vorbit cu tine la telefon, când mi-ai spus fix cuvintele astea, că tu ești dispus să renunți la mântuirea ta personală de dragul neprihănirii și mi s-a părut ceva atât de. Uh, m-a foarte rău, am crezut că vorbesc cu satan <laughs> pentru că antrenamentul meu mental a fost că eu trebuie să am grijă de mântuirea mea personală și dintr-o dată tot interesul tău personal dispare și apare interesul pentru cauza lui Dumnezeu când înțelegi cum stau lucrurile și uh, switch-ul ăsta din nou, iarăși, nu este un switch pe care poți să-l faci tu personal, ci ți-l face Dumnezeu. E foarte mare diferența și discrepanța pentru că în biserică ești învățat foarte mult să alegi după mântuirea personală și să o apere. Adică tu ești cel care cauți să rămâi în date corect ca să ai grijă de mântuirea ta personală. Și acum vreau să revin la uh, această expresie a ei, o excitare nepotrivită. Nu este nevoie de excitări în formarea miresei și comunicarea solingerului al treilea. Nu de șocuri emoționale are nevoie acest popor ca să fie motivat dacă neprihănirea eternă nu ne atrage suficient de mult ca să ne consacrăm viețile ei, nimic altceva nu are valoare în a ne trezi. Noi putem să fim foarte receptivi și să reacționăm frumos la tot felul de stimuli. Dacă motivația acestor decizii nu vine din solia Angelului al treilea și oferta lui Dumnezeu de vindecare, ea nu este folositoare, pentru că mai devreme sau mai târziu se va stinge neproducând evenimentul pe care îl așteptăm. Odată ce Marea Zia Ispășirii nu are loc, orice fel de excitare va avea un sfârșit dramatic. Nu folosește la nimic asta. Și Dumnezeu nu așteaptă un popor care să se frisoneze pe date și pe perioade profetice. Domnul are nevoie de un popor care să înțeleagă profunda rană produsă lui Dumnezeu de apariția păcatului a despărțirii dintre natura creată și divinitate, suferința lui Hristos, produsă de aceeași nelegiuire în mijlocul căreia s-a născut și pe care a biruit-o prin Tatăl, locuiește în mine, și acum, printr-o generație care în sfârșit înțelege ce înseamnă voi fi simțit în voi sub ochii lor, și nu vor considera aceasta ca un excepțional privilegiu și ca o onoare deosebită pentru că sunt ei băieți deștepți. Ci pentru că Dumnezeu dorește să ofere omeniri întregi acestor oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și sunt îngroziți de evenimentele care se desfășoară și vor fi din ce în ce mai îngroziți până când își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, dorește să le întindă o mână acestor oameni și să, să le dea pacea și alinarea pe care numai Creatorul lor le poate oferi. Și cu adevărat, în momentul în care Pământul va fi luminat de slava acestei solii a Îngerului al Treilea, unindu-se cu Îngerul din Apocalipsa 18, milioanele de oameni care au strigat la Dumnezeu zi și noapte în besna acestei lumi vor vedea în sfârșit lumina, aceea despre care se tot vorbește, să vedem în sfârșit lumina de la capătul tunelului. Tunelul acesta s-a prelungit 2000 de ani inutil, după ce omenirea a avut lumina strălucitoare în mijlocul ei. Și a bagiocorit. În sfârșit, vine o generație în care Dumnezeu repete ce a făcut în Hristos. Voi fi sfințit în voi sub ochilor. Sistemul meu de operare va fi așezat în mintea și inima voastră. Și cu această speranță, motivați de aceste declarații pe care Dumnezeu le-a pus în mână chiar de la începutul acestei mișcări. Noi nu avem nevoie de stimul de genul acesta, nu vor schimba cu nimic capacitatea noastră de alegere sau de decizie dacă am ști data în care Marea Zia Ispășirea are loc. Eu spun că momentul deciziei noastre este astăzi, hotărârea noastră de a participa la nuntă este astăzi, și indiferent care vor fi realitățile, pentru că numai Dumnezeu le știe cum funcționează descoperirea și desfășurarea acestei solii în mijlocul poporului său, doar El știe sufletele care sunt doritoare de adevăr, dar nu pot să, să înțeleagă care este realitatea și de ce este adventiști măcar, unii dintre ei. Mama, toată viața ei a fost tulburată de acest lucru. De ce nu se întâmplă în poporul nostru ceea ce se predică? Ceea ce se crede. De ce nu se întâmplă concret? Iar ea simțea ce se întâmplă concret în biserică mult mai dureros decât mulți alți membri, pentru că era soție de pastor. Și la noi în casă se știa tot ce se întâmplă în comunitate la nivelurile astea mai subtile, așa, care nu devin publice niciodată. Problemele oamenilor, suferințele lor, nebuniile lor și așa mai departe. Și toată viața ei s-a întrebat care este soluția? De ce suntem în starea asta? De ce nu se întâmplă? Așa cum se, întâmplă, se întrebau copiii lui Israel odată, unde este domnul care povestesc părinții noștri că a intervenit, că a făcut, unde este? Că nu-l mai vedem. A devenit o statuie care nu poate ajuta. Și în momentul când a descoperit și a înțeles solia aceasta, a, a trăit până la moarte cu o bucurie și cu, cu o satisfacție și cu o, o mulțumire de sine extraordinară, pentru că a înțeles ce este cu mișcarea Adventă și cu adevărul Advent. Și ca ea sunt, asta vreau să spun, ca ea sunt mulți în acest popor care se întreabă unde este Domnul și făgăduințele pe care noi le tot predicăm de la anvon și care nu se realizează nicio generație. Au murit și bunicii noștri, și părinții noștri, o să murim și noi. Copiii noștri deja au și ei copiii la rândul lor. Unde sunt promisiunile Domnului? Și răspunsul stă exact în această atitudine de respingere a luminii pe care Dumnezeu a trimis-o. Ne bucurăm să știm că astăzi Soli Angelului al iii se pregătește de punctul ei culminant, când Dumnezeu va putea să intervină și să se țină de făgăduințele pe care le-a făcut și în Ieremia, și în Ezechiel, și în Maleah, și în Zaharia, și prin uh, scritorii Noului Testament. Și cu scumpul și bunul nostru uh, Ioan, în capitolul 19 al cărții finale, spunem și noi, a venit timpul ca Universul să explodeze de bucurie și să se anunțe că în sfârșit Dumnezeul nostru a început să împărățească. Nunta mierului a avut loc pentru că mireasa lui s-a pregătit.